Bună seara tuturor, bun găsit și astăzi la subiectul zilei. Sunt Oana Olaru și în această seară vă propun o discuție despre starea străzilor din Craiova. Nu vom vorbi însă despre toate străzile, ci despre acelea pe care în prezent se execută lucrări de asfaltare. Nu este deloc un lucru rău faptul că în bănie se asfaltează pe porțiunile unde este nevoie. Știm cu toții că până nu de mult cei care circulau pe străzile orașului se loveau de gropi din carosabil sau de cârpeli și tot felul de plombe din asfalt. Deși faptul că se asfaltează în oraș cu siguranță îi mulțumește pe craioveni, șoferii care circulă prin bănie sunt totuși nemulțumiți că lucrările durează, iar traficul rutier pe străzi importante și intens circulate se desfășoară cu dificultate. Mai mult decât atât, străzile decopertate reprezintă capcane atât pentru șoferi cât și pentru mașinile lor, dar și pentru pietoni, pentru că odată cu asfaltarea se fac lucrări și la borduri. Pentru a dezbate acest subiect, am invitat-o în această seară pe Maria Cernătescu, colega mea de la Gazeta de Sud. Bună seara, Maria, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit! Maria, știu că astăzi ai fost așa în plimbare pe mai multe străzi ale Craiovei să vezi pe unde se lucrează, pe unde nu se lucrează. O să te rog să ne spui pe unde ai fost, ce ai văzut, pe care străzi se lucrează în bănie la această oră. Da, am mers pe câteva dintre aceste străzi. Sunt străzile care se modernizează, se repară pe un acord cadru. Primăria a alocat niște fonduri și aceste străzi intră acum în reparații. Fie că strada este decopertată și reparată cap-coadă, de la un cap la altul, fie că se repară numai anumite porțiuni, acele plombe. Am aflat de la primărie că sunt, cum spuneau ei, vreo 12 de astfel de șantiere, adică vreo 12 străzi în toate cartierele din Craiova. În Craiovița Nouă, în 1 Mai, în Rovine, în Lăpuș, în zona centrală a orașului. Eu am fost azi pe strada Câmpia Islaz, în apropierea noastră, este zona cuprinsă între strada Bulevardul Știrbei Vodă și strada Gheorghe Bibescu, undeva în spatele catedralei, și strada este decopertată de peste o săptămână, că de fapt asta este nemulțumirea craiovenilor și a celor care sunt în trafic, că străzile sunt decopertate și lăsate vreo 2 și chiar 3 săptămâni în această stare. Ei, și această stradă este decopertată de vreo 2 săptămâni. Foarte mult! Da. Și este destul de dificil să vii din strada Gheorghe Bibescu, cea care duce de la Madonna Dudu către Ciupergă, și știm că aceasta într-adevăr a fost reabilitată, asfaltată, schimbate borduri și modernizate trotuare. Ei, și ca să intri din Bibescu și să vii dintr-o dată, să intri în niște cratere și în niște șanțuri cu mașina, este destul de neplăcut. Conducătorii auto mai mult sau mai puțin au vrut să se vorbească cu noi, dar i-am tot văzut dând așa lehamite din cap din spatele parbrizului. Au fost, eu știu, cuvintele lor au fost strada. Iată, avem, scuză-mă că te întrerup, avem pe ecran niște imagini filmate astăzi. Aici este o altă problemă, din câte înțelegem. Este o altă problemă și noi mereu ne-am întrebat, pentru că și cetățenii ne sunau și pe noi, faptul că după ce se reabilitează strada, se pune covorul asfaltic, se trece la ridicarea gurilor de canal. Și de foarte multe ori noi primeam la redacție telefoane în care eram anunțați: veniți, pentru că strada a fost asfaltată acum câteva zile, iar acum au început, sau acum o săptămână, și strada a început să fie spartă. Dar eu am înțeles și de la constructor și de la reprezentanții primăriei că aceasta este procedura, că ar fi o procedură chiar luată din Occident, din Germania. Se
asfaltează, după care se sparge în jurul gurilor de canal și acestea sunt ridicate la același nivel cu covorul asfaltic, pentru că în caz contrar, acestea în timp, fiind și trafic intens, riscă să se lase și cu timpul acolo se formează o groapă. Începusem să spun că am fost pe acea zonă de stradă, Câmpia Islas. Ce am putut să vorbim cu șoferii, ei ziceau că strada e făcută praf, că este într-o stare proastă și, într-adevăr, erau nemulțumiți, că trebuia să mergi cu mașina așa, la relanti, să zic, mersul melcului, pentru că riscai să dai în tot felul de hârtoape, nici nu aveai, să zic așa, să treci de pe o bandă pe alta, să mai ocolești ceva, pentru că strada era decopertată pe toată această porțiune. Nu am observat să se fi umblat până la acest moment la borduri și la trotuare. Probabil, în această zonă. Da, în această zonă. Probabil că urmează și acest lucru și va fi de durată. Până se schimbă bordurile, până vor veni cu cele noi, probabil cu modernizarea trotuarelor și abia la final cu covorul asfaltic și finalului aceste ridicări ale gurilor de canal. Am mers chiar aici, în apropierea noastră, pe strada Elena Teodorini. Aici este un caz fericit. Decopertările sunt doar de câteva zile, cel mult o săptămână, și sunt pe mici porțiuni. Sunt acele plombe. Deja utilajele ajunseseră aici și începuseră să acopere cu covorul asfaltic aceste gropi. Bine că șoferii sunt mereu parcă grăbiți în trafic, clasonează. Ei vor să circule, da, în condiții normale. Repede. Sunt și ei de înțeles, pentru că mergi cu mașina foarte încet, mai nimerești într-o groapă, este și căldura de afară, praful și sunt de înțeles. Dar în același timp trebuie să înțelegem și pe constructori. Deci aici spuneam că este un caz fericit, că strada a început să fie acoperită cu acel covor asfaltic. De aici am plecat într-o altă zonă, în zona centrală. Este o porțiune mai, un șantier mai mare, să zic așa, acolo. Este vorba de strada Buciumului. Pornește de undeva din zona Calea București și se oprește în Rovine, în bulevardul Nicolae Iorga, dacă nu mă înșel. Destul de lungă această stradă, care este aici, cred că perioada de când ea a fost decopertată este mult mai mare, trece cu mult de două săptămâni. Un motiv în plus de nemulțumire pentru cei care circulă prin zonă. Șoferi. Și față de celelalte două străzi este o zonă intens circulată. Se ajunsese la un moment dat să se meargă bară la bară, pentru că șoferii mergeau foarte, foarte încet. Acolo se schimbaseră bordurile și se amenajau trotuarele. Dacă eu știu, craiovenii care locuiesc în acea zonă, cei care tranzitează mereu acea zonă, au stat vreo 2-3 săptămâni în această stare, probabil că mai au de așteptat o săptămână și ceva. Deci, până se va putea circula cât de cât normal. Peste acolo o lună de zile pentru aceste artere mai mari, și mă refer aici la lungime, durează lucrările. Tot în apropiere de această stradă, strada Vasile Alexandri, se lucrează și aici.
iarăși trafic intens și să nu uităm că aici este piața centrală. Pentru că la un moment dat, vorbim cu reprezentanții primăriei, ei spuneau, aveam varianta să închidem această stradă, așa cum am făcut cu Mihail Gogălnicianu. Dar gândiți-vă că este această piață acolo și este dificil. Oamenii trebuie să aducă marfă, vorbesc de comercianții din piața centrală. Foarte multă lume din oraș vine iarăși la piața centrală și au ales această variantă, să lucreze sub trafic. Adică mașinile să facă puțin slalom printre gropile din stradă, că nu mai, poate să, nu mai este asfaltul, da. Pentru că el, covorul asfaltic vechi care era distrus, a fost deja ras. Și mai erau puse chiar și niște balize ca șoferii să poată să se strecoare. Acolo erau și echipele de muncitori care în același timp spărgeau covorul asfaltic din jurul bordurilor. Probabil că acestea vechi vor fi dislocate și schimbate ulterior. Iarăși nervi, înjurături, mulți dintre conducătorii auto mai scoteau capul pe geam și mai strigau la cei din fața lor, îi apostrofau, hai, bă, mai repede. De asemenea, cu șoferii cu care am discutat, au spus că este neplăcut să circule pe această stradă, dar strâng din dinți și, nu știu, probabil în speranța că vor beneficia de o stradă mult, mult mai bună decât să tot circule prin aceste gropi. Această stradă de care tocmai ne povestea este într-adevăr una foarte circulată, din câte știu eu, sunt șoferi care încearcă să ocolească traficul din centrul orașului și merg pe această stradă și acum iată că este blocată de aceste lucrări. Așa spuneau și cei din primărie, că sunt intens circulate aceste străzi și că ei s-au gândit, dar nu a existat nicio variantă ocolitoare. Deci nici nu puteau să fie închise și tot așa le-au lăsat și au lucrat sub trafic. Asta era expresia lor. Da, să sperăm, în sensul că nu au putut închide strada complet. Este spre bine, dar am spus, este destul de neplăcut să vii și să nimerești cu autoturismul în craterele lăsate de acel utilaj care pur și simplu rade covorul asfaltic. Voiam să te întreb, acum că ai pomenit tu de cratere și de faptul că ajungi într-o porțiune de stradă unde se lucrează, mă puneam în pielea unui șofer care nu este din localitate. Vreau să întreb dacă zonele acestea sunt semnalizate corespunzător, adică dacă cineva care vine pe strada aceasta este cumva avertizat din timp, eu știu, să încetinească până la locul unde încep lucrările. Nu. Deci dacă mi-aduc aminte, pe câmpia Islas, nu am văzut nimic care să-i atenționeze pe șoferi că acolo se lucrează, nimic nu era marcat. Deci intrai din plin dacă era. Cred că asta este o altă problemă sau o problemă suplimentară. Pentru că nu știu aceste toți străzi unde se lucrează sunt șantiere și ele ar trebui totuși marcate vizibil într-un anumit sens. Nu știu, se pun marcajele de rigoare. Nu erau. Erau decât acele balize, să le zic, care probabil pe strada Vasile Alexandrii l-am văzut, prin care șoferii erau atenționați să circule pe un singur sens. Dar bine, nu cred că prea aveau ce să facă dacă erau balizele pe mijlocul drumului, trebuia să le ocolească pe partea sau pe alta. În rest, nu. Pe străzile pe care am fost, nici pe Buciumului nu am văzut marcaje. Am mai mers tot așa pe strada Tufănele,
în zona SIF-ului, dar aici era problema pe care am văzut-o și noi, decât ridicările de canal. Ce am mai observat și iarăși cred că este neplăcut, pe aceste străzi au rămas pe alocuri acele mormane de covor asfaltic. Nu a fost ridicat, care iarăși și acestea vin să îngreuneze, spun eu, circulația, pentru că sunt puse undeva la marginea carosabilului. Și pe acestea cine ar trebui să le ridice? Cred constructorul, da, și probabil trebuie. Așteaptă să termine lucrarea sau ce, oare ce presupun se întâmplă, pentru că e încă un obstacol. Să strângă o cantitate mai mare care poate fi apoi transportată și depozitată într-un alt loc. Da. Spuneam eu la începutul emisiunii că pe unele străzi, în afară de faptul că se asfaltează partea carosabilă, da, se lucrează și la trotuare. Da. Printre cele pe care ai mers astăzi erau și străzi unde se lucra doar la borduri, de exemplu, doar la trotuare? Pe strada Buciumului, da, și pe Vasile Alexandrii. Deci acolo. Deci pe Alexandrii se lucra și la trotuar, nu, și la, deci sau pe Vasile pe trotuar, Alexandrii covorul asfaltic fusese luat și acum se dislocau aceste borduri. Deci nu s-a făcut nimic în sensul să se pună covor asfaltic nou sau borduri. Abia sunt la faza aceasta de a ridica și a lua ce este vechi și distrus. Da. Aici se ridicau deci aceste borduri. Pe Buciumului parțial se lucrase la trotuare și de asemenea se puseseră borduri, dar mai aveau și covorul asfaltic care probabil mai durează, așa cum spuneam înainte. Am vorbit până acum despre traficul mașinilor, dar aș vrea să te întreb cum se descurcă pietonii pe aceste porțiuni de drum. Da, și pentru pietoni este destul de greu, pentru că dacă ești în mașină, poate ești ferit de căldură, de praf, dar e destul de neplăcut să traversezi și strada în astfel de condiții, ca să nu mai vorbesc de trotuare. Că poți să mergi cu un cărucior, poți să mergi cu un copil și iarăși tu ca persoană ești obligat să te strecori printre aceste gropi, să sar peste acele mormane de pământ lăsate fie pe trotuar, fie pe carosabil. Deci e neplăcut orice ai fi, fie că ești conducător auto, fie că ești pieton, este destul de neplăcut să circuli pe astfel de străzi. Și dacă ai treabă în zonă, nici nu prea ai soluții să ocolești zona sau nu ai ce să faci. Plus pentru cei care locuiesc în această zonă, că vii cu autoturismul, trebuie să-l aduci în curte. Iarăși am văzut undeva pe Buciumul, era un fel de service și am văzut că tot intrau și ieșeau mașini și tot dădeau de pe bordură în carosabil, unde era de fapt o groapă. Că fusese scos acel covor asfaltic. Măcar nu mai sunt și alte obstacole, cum ne povestea ieri în emisiunea Anca Ungureanuș, despre o situație de pe strada Bariera Vâlcii, o situație de pe strada Râului unde fuseseră stâlpi înlocuiți și puși în mijlocul trotuarului. Dacă mai era și un stâlp în mijlocul nu trotuarului... Nu este o noutate la noi cu așezarea stâlpilor în mijlocul trotuarului. Măcar pe nu, partea... aici nu s-au umblat. Mai sunt, dar aici, de exemplu, Gheorghe Doja, acolo se lucrează la sistemul de apă. Presupun că după ce se va încheia această lucrare vor trece și la asfaltare. Nu știu dacă acea stradă intră pe acest acord cadru sau este cumva prinsă în planul de modernizare pe fonduri. Vom vedea ce se va întâmpla. Maria, înainte să continuăm discuția, să știi că va trebui să luăm o pauză de publicitate. Da. Vom reveni cu discuția despre starea străzilor unde se lucrează în acest moment, unde se asfaltează. Luăm pauză de publicitate. După pauză vă vom prezenta, dragi spectatori, și un punct de vedere al administratorului public al Craiovei, domnul Radu Preda, cu care Maria a discutat astăzi pe acest subiect.
Vom vedea împreună ce a avut dumnealui de declarat în legătură cu starea străzilor și cu șanțierele din Craiova. Luăm deci pauză de publicitate și revenim în studio cu discuția. Centrul comercial Oltenia Supi. Tot ce trebuie într-un singur loc. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi cele mai avantajoase oferte și cele mai variate produse. Scapă de timpul pierdut pe drumuri. Toate lucrurile de pe lista de cumpărături le găsești aici, la cele mai bune prețuri. Peste 1300 de spații de expunere și piața Angro, parcare proprie de 70.000 de metri pătrați. Cea mai mare varietate de produse, îmbrăcăminte, învățăminte, electrice și electrocasnice, obiecte sanitare și amenajări interioare. Prețuri fără concurență. Centrul comercial Oltenia Supi. Nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Am revenit după pauza de publicitate. Discutăm în această seară la subiectul zilei despre străzile Craiovei, despre acele străzi din bănie unde în prezent se execută lucrări de asfaltare, lucrări care bineînțeles că sunt un motiv de mulțumire pentru craioveni pe de o parte, dar pe de altă parte reprezintă motive de nemulțumire pentru șoferii și pietonii care trebuie să circule pe aceste străzi. Alături de noi în studio este Maria Cernătescu, redactor la Gazeta de Sud. Înainte de pauza de publicitate, Maria ne-a povestit puțin aventura ei de astăzi. A mers să vadă care este starea șantierelor exact, da. din bănie. A mers pe câteva dintre străzile pe care se lucrează. Ne-a spus că se lucrează în acest moment pe strada Câmpia Islaz, pe strada Buciumului. Da, dacă îmi dai voie, uite, am să-ți spun care sunt aceste zone. Se lucrează pe zona Craiovița. Să știe telespectatorii. Da, da. Exact. Presupun că cei care locuiesc acolo și tranzitează străzile și chiar cei care sunt din altă zonă și tot au locul de muncă sau cu totul altceva, se lovesc de... Te rog, spune. Deci avem în zona Craiovița strada Ghețișoarei și strada Paleologul. Avem de asemenea în strada 1 Mai, în zona 1 Mai, strada Cantacuzino și zona de la Ciupercă, strada Buziaș. Se lucrează de asemenea în zona Lăpuș, pe strada Eustațiu Stoenescu, în Rovine, pe strada Gogu Constantinescu și Traian Lalescu. Se lucrează în Brazdă, pe strada Averescu și 22 decembrie. De asemenea, se mai lucrează pe strada Horia, pe strada Buciumului, unde am ajuns și noi, pe strada Câmpia Islaz și pe strada Vasile Alexandrei. Deci este un șantier, un mare șantier. Ca să nu vorbim și de celelalte lucrări care sunt în oraș, dar acestea sunt pe fonduri. Plus că avem lucrările la parcarea subterană, plus că avem lucrările la linia de tramvai și urmează să fie reabilitată calea București. Deci sunt destule lucrări spre binele craiovenilor. Dar spre binele pe termen mediu și lung al craiovenilor. În momentul acesta sunt destul de mulți nemulțumiți. Da, acum sunt nemulțumiți. Reprezentanții primăriei spuneau că vor să facă constructorul să facă aceste lucrări bine, ca să nu se mai întoarcă pe aceste străzi măcar 4-5 ani de acum înainte. N-ar fi rău să fie așa, chiar deloc. Da. Maria, pentru că ai adus în discuție reprezentanții autorităților locale, spuneam înainte de pauză că Maria a discutat astăzi cu administratorul public al Craiovei, domnul Radu Preda, care din păcate nu a putut fi alături de noi în studio pentru această discuție, dar a oferit un punct de vedere, o scurtă declarație.
Vă invit, dragi spectatori, să urmăriți și dumneavoastră și să aflați de la administratorul public al Craiovei care este punctul de vedere al municipalității în legătură cu acest subiect al acestui mare șantier pe care îl reprezintă în acest moment multe străzi din Craiova. Să vedem materialul și revenim după aceea cu discuția. Să ne spuneți despre aceste străzi care la momentul respectiv sunt decopertate în Craiova. Ele stau așa cam de 2-3 săptămâni, sunt cetățeni nemulțumiți. Ce se întâmplă? Ce lucrările acestea sunt pe un program cadru? Da, din ce știu eu, nu avem străzi care să stea de 2 sau de 3 săptămâni neasfaltate. Majoritatea lucrărilor de reparații se fac în cadrul acordului cadru, bineînțeles, separate de investițiile care se fac din fonduri europene unde se lucrează la asfaltare. Zonele care creează disconfort, mă gândesc că vă referiți la strada Mihail Cogălnicianu, care este începută de câteva zile, mă gândesc că vă referiți la strada Vasile Alexandri, care este începută tot așa de la... Acțiune din Câmpia Islaz. Suntem în momentul de față într-o muncă asiduă, ca să zic așa, în speța asfaltărilor în oraș. Cred că avem undeva la 10-12 șantiere deschise în aproape toate cartierele Craiovei. Punctual mai sunt și situații în care procesul tehnologic, echipa care frezează utilajele, respectă un anumit grafic. De aici cred că apare nemulțumirea sau disconfortul pe care îl creăm în unele situații craiovenilor. Ceea ce pot să-i asigur eu pe dumnealor este că nicio stradă nu, cred că mai durează undeva mai mult de 2 săptămâni, 3 săptămâni până la momentul în care se finalizează și că rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor, ca să zic așa. Sunt zone unde am hotărât să se închidă totalmente strada, cum este strada Mihail Cogălnicianu, dar vă spun că majoritatea lucrărilor se fac sub trafic din motive lesne de înțeles, pentru că vorbim de străzi extrem de circulate, care erau într-o stare foarte proastă, dar care fac legătura între zone foarte importante din oraș și care de cele mai multe ori nu pot fi evitate sau nu pot fi ocolite, adică nu ai traseu alternativ la străzile respective. Da, și de aici nemulțumirea șoferilor. Dar ce se întâmplă? Se frezează și se schimbă și bordurile? Sau? În principiu nu ne place să lăsăm lucrurile doar pe jumătate făcute și am mai avut situații în care doar am plombat și am făcut semicovoare. Uitați-vă la strada Doljului. Pe străzile care sunt afectate și uzate foarte rău, în principiu mergem cu schimbarea totală a stratului de uzură și atunci tot asfaltul compromis, care este plin de gropi, care este fisurat, trebuie frezat pentru a nu ne trezi că și asfaltul nou pe care îl punem în 2, 3, 5, 6 luni se fisurează. Despre trotuare știți bine că majoritatea străzilor care au asfaltul stricat au și trotuarele extrem de deteriorate și se pune problema că atunci când intri pe o stradă, când creezi o săptămână, două de disconfort, să-ți faci treaba, ca să zic eu așa, foarte bine, astfel încât, nu știu, timp de 4-5 ani de zile să nu mai intervii acolo. Și vă dau exemple, dacă vreți, chiar multe, toată zona asta centrală, Brândușa, strada Mihai Viteazu, Bibescu, aduceți-vă aminte ce trotuare erau pe bucata de Bibescu de la Madonna până la sala polivalentă, făcute praf. Din punctul nostru de vedere, la fel de importante ca și străzile, sunt și trotuarele pe care circulă copiii noștri, noi, pe care ne mișcăm și mergem... Și mergem, să știți, în momentul în care am intrat pe o stradă, mergem de așa manieră încât reparațiile pe care le facem acolo să fie de lungă durată. Adică, din punctul nostru de vedere, dorința noastră este ca măcar 3-4 ani de zile pe o stradă pe care ai reparat-o în mod integral să nu mai intervii, dacă nu apar avarii sau mai știu eu ce alte chestiuni. Deci, pe la noastră au venit cetățenii cu astfel de nemulțumiri. Ar fi o rezolvare să se mute aceste lucrări pe perioada de noapte? Ar putea fi o rezolvare și asta, deși vorbim de lucrări făcute în zonă rezidențială și mă gândesc că noaptea, nu știu, pe la 12-1 noaptea când zorești să te odihnești, nu ai vrea să te trezești că vine un buldo-excavator și cu piconul sparge strada sau mai știu eu ce se întâmplă. Am avut și situații în care, pe înțelegere cu constructorul până la urmă și acolo unde am avut zone unde nu se putea lucra altfel, am lucrat și noaptea. Dar vă spun că sumele pe care le plătim și acordul cadru pe care îl avem, am reușit să scoatem un preț foarte mic. În prețul ăsta foarte mic, constructorii cu care lucrăm nu cred că și-ar permite să-și plătească angajații pe timp de noapte, pentru că toți știm că în momentul în care derulezi o muncă pe timp de noapte, beneficiezi de niște sporuri, de zile libere, muncești 8 ore, trebuie să stai după aia 24 de ore acasă, adică sunt niște condiții pe care, sincer, nu le-ar putea îndeplini.
Suntem deja în plină vară și dorința noastră, știți că angajamentul de la începutul anului a fost că anul 2015 va fi un an al asfaltărilor. Eu cred că tindem să ne-l îndeplinim angajamentul, chiar dacă sunt momente în care creăm un disconfort pe perioade, să știți, relativ scurte de timp. Pentru că am avut, am lucrat, să zicem, pe Traian Lalescu. A durat o săptămână, dar am făcut o stradă, un bulevard, ca să zic așa, de 5 stele, ca să ne flatăm așa puțin. Oamenii nu mai seamănă strada pe care o avem cu strada care am avut-o. Aceeași poveste și cu toate celelalte străzi pe care lucrăm. O să vedeți că și pe Horia, și pe Buciumul, și pe Tufănele, de exemplu, în momentul în care o să ieșim de acolo, strada care rămâne în urma noastră nu mai are niciun fel de legătură cu cea pe care o aveam în urmă cu o săptămână, cu două săptămâni. Vorbim de străzi extrem de tranzitate din oraș. Și vă spun că începând de astăzi sau de mâine intrăm inclusiv pe zona dintre Spitalul 1 și Calea Unirii pe strada Marin Sorescu, în zona Liceului de Artă. Puteți să mergeți acum să trageți câteva cadre înainte și cum arată trotuarul și cum arată strada și putem să discutăm. Mergeți pe Gheorghe Doja. Pe Gheorghe Doja este altă investiție, este a companiei de apă, este vorba de master plan. Eu mă refer strict la problemele care țin de administratorul public, de ceea ce facem noi, de acordul cadru de asfaltări. Aveți un termen final? Vorbim de lucrări de întreținere și de reparații care nu au termen final. Adică, în principiu, munca noastră nu se termină niciodată. Ceea ce ne dorim noi de la anul 2015 este să rezolvăm cât mai multe din problemele cu care am rămas cumva restanți în anii trecuți, pentru că nu am avut contract de asfaltare. Aduceți-vă aminte că anul trecut, în momentul în care apărea o groapă în oraș, ne duceam și puneam pavele în ea sau piatră cubică. Au fost situații de genul ăsta. În momentul de față am inventariat și știm toate restanțele care le avem. Suntem în toate cartierele Craiovei și ne dorim ca până la sfârșitul anului să ajungem inclusiv pe zone de periferie, gen Bariera Vâlcii, Romanești, Catargiu. Normal este și dorința noastră este ca lucrările de infrastructură să ajungă la toți craiovenii, indiferent de zona pe care domiciliază ei. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, o să ne și atingem ținta. Cartierul Rovine, cartierul Lăpuș, cred că vor fi finalizate în totalitate. În unul mai vom lucra în forță, intrăm în Brazdă, pe unde mai avem restanțe, lucrăm în Craiovița, lucrăm în George Enescu. Sunt atât de multe străzi care au nevoie de intervenția noastră, încât probabil ne va mai rămâne destul de mult de lucru și pentru anul viitor, indiferent de faptul că vine un an greu. Mă refer la componenta politică. E an electoral și, nu știu, cumva poate o parte din... Este o problemă. Mereu, cel puțin la noi, oamenii au sunat. Este vorba strada Libertății, strada Tufănele. Spun, au asfaltat și vin și sparg. Este vorba de acele guri de canal. O altă procedură nu se poate găsi la acest moment? Procedura pe care o folosim în momentul de față este procedura cea mai viabilă cu care au venit constructorii. Înțeleg că este o procedură importată din Germania. Există și proceduri alternative, ca să zic așa, le-am folosit pe bulevardele, uitați-vă pe Rocadă, unde nu s-a făcut la modul să se spargă, să se toarne beton, să se așeze gurile de canal pe o structură solidă, vorbim de guri de canal carosabile, peste care trec în fiecare zi mii de mașini și care după 8 luni, un an de zile, cedează dacă nu sunt făcute așa. Sincer, având experiența faptului că din 2008 și până acum aceste guri de canal se fac exact prin procedeul și tehnologia pe care o vedeți în fiecare zi, se decupează în jurul canalului, se ridică gurile la cotă, se toarnă și nu avem probleme. Până acum nu am avut probleme cu cele lucrate așa. Din punctul nostru de vedere, este o tehnologie bună. Cât stresul la acest moment în lucru? Păi vă pot spune zone în care suntem în lucru. Suntem în Craiovița pe zona Ghețișoarei, suntem în Craiovița pe zona Paleologu, suntem în unul mai în zona Cantacuzino, suntem la Ciupercă în zona Buziaș, suntem în Lăpuș în zona Eustațiu Stoienescu, suntem în Rovine în zona Traian Lalescu, Gol Constantinescu, suntem în Brazdă pe zona Verescu 22 decembrie, suntem în zona Câmpia Islaz, suntem în zona strada Horia, Buciumului, Vasile Alexandrii, Frații Golești. În principiu suntem cam în toate zonele Craiovei și bineînțeles lucrările adiacente care se derulează pe fonduri europene, bariera Vâlcii, râului unde ați văzut dumneavoastră că se lucrează. Orașul aproape e un șantier. Din fericire pentru noi orașul este un șantier.
Majoritatea proiectelor au ca și termen de finalizare 31 decembrie, mă refer la proiectele de investiții, 31 decembrie 2015 și cu siguranță anul viitor pe unele zone nu se va mai lucra. Uitați-vă și la Calea București, unde iarăși intrăm să asfaltăm pe fonduri europene, lucrăm la apă, lucrăm la canalizare, lucrăm la parcare subterană. Sunt atât de multe proiecte care se lucrează în Craiova, încât normal că se mai creează și momente de disconfort. Din a pus la un moment dat vreunul dintre constructori probleme? V-au pus probleme? Cel puțin cei cu care colaborez ca și administrator public pe partea de întreținere și reparații, nu. Din ce știu, din discuțiile pe care le-am împreună cu colegii viceprimari, împreună cu doamna primar, da, au mai fost momente în care am avut disensiuni, ca să zic așa, cu constructorii în privința ritmului de lucru. Pentru că în privința termenelor de finalizare, majoritatea constructorilor, ca să nu zic toți că până la urmă încă nu au terminat toți lucrările, dar cred că majoritatea constructorilor se vor încadra în termenele de finalizare. Mai sunt și sincope, mai sunt și momente în care nu se lucrează. Oamenii au o marjă de timp, ca să zic așa, în care pot să-și organizeze lucrurile, dar sincer pe noi ne deranjează, pentru că deranjează și cetățenii. Și cetățenii, normal că nu o să se ducă să plângă la constructor, vin să plângă la administrație. Din punctul ăsta de vedere, ne-am bucurat că de luni au intrat în bariera Vâlcii cei care trebuiau să asfalteze. Mai rămâne un tronson de aproximativ 400 de metri liniari pe care trebuie introdusă canalizare, după care probabil undeva în spre sfârșitul anului ar trebui să avem lucrarea recepționată, finalizată, așa cum prevede contractul. Am revenit, iată, ați aflat și dumneavoastră ceea ce ne-a spus administratorul public al Craiovei, domnul Radu Preda. Maria a vorbit cu dumnealui astăzi. Așa cum spuneai și tu, domnul Radu Preda a confirmat faptul că sunt cel puțin 12 șantiere deschise pe străzile din Craiova. Și tot la dumnealui auzeam, legat de acest termen, probabil... Nu știu dacă să zic că nu este o grabă. Aici, pe acordul cadru, nu este un termen. Să spunem că începe lucrarea la data X și trebuie finalizată la data Y. Ei au, pare mi se, 4 ani până să... Atât este acordul cadru cu această firmă, dar nu au un termen limită. Merg pe strada Buciumului și eu trebuie să o termin într-o săptămână, de aici până aici. Și probabil de aici... Nu știu, relaxarea asta, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare. Vreau să-ți spun că, apropo de această relaxare, ieri la emisiunea l-am avut invitat pe domnul viceprimar Mihail Genoiu, cu care am discutat despre problemele apărute la lucrările de pe strada Bariera Vâlcii și dumnealui spunea același lucru, că termenul care fusese stabilit pentru lucrările de pe Bariera Vâlcii fusese destul de relaxat așa și acesta a fost un motiv pentru care constructorul, firmele care au câștigat acest contract, au tot întârziat și au, da, așa cum au tras și, de timp ce și de firmă, că unii lasă pe ultima sută. Da, probabil același lucru se întâmplă și acum. Depinde ce termen. Găsesc și în teren, dar aici nu este vorba de schimbat, nu știu, utilități, săpături și alte chestii de genul ăsta. Eu voiam să facem așa o incursiune în trecut și să vorbim puțin de acest acord cadru, pentru că el a avut o istorie zbuciumată, fiindcă primăria a pus la bătaie o sumă destul de mare, vreo 400 de miliarde de bani vechi pentru reparații, pentru repararea străzilor din Craiova. Așa cum este normal, s-a scos la licitație. Au fost lucrări de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova. Ei, au fost scos acest program la licitație undeva în luna februarie 2014. Da, era un acord cadru pentru 4 ani cu o valoare estimată la 135 de milioane de lei fără TVA. Așa cum știm că la o licitație este un termen limită, deci a fost scos în luna februarie și trebuia undeva în 10 aprilie să se primească ofertele. S-au primit aceste oferte, au venit mai multe firme, între care și cel care a câștigat această licitație, am să-i spun numele,
Delta ACM, pentru că această firmă are o istorie în ceea ce privește lucrare. Asfaltările lungă în Craiova. Ei, și această firmă a oferit cel mai mic preț, de peste 30 de milioane a fost prețul pe care l-a oferit această firmă. Dar așa cum se întâmplă la noi, au venit celelalte firme și au contestat. Cea de pe locul 3 a contestat locul 1 și 2, cea de pe 6 a contestat toate firmele de dinaintea ei și așa s-a tot lungit această poveste cu licitația pentru acest acord cadru. S-a ajuns în instanță în cele din urmă. Reprezentanții administrației locale spuneau la acest moment că prețul pe care l-a oferit această firmă, și am văzut că a recunoscut și domnul Radu Preda, este unul justificat, este unul real, atât în ceea ce privesc materialele de la producător, atât în ceea ce privesc tarifele pentru utilaje și metoda de lucru pe care această firmă o utiliza. Ideea este că s-a întârziat foarte mult cu asfaltarea din cauza acestor contestații, nu? Adică dacă n-ar fi fost aceste contestații, poate că lucrările ar fi început de anul trecut. Am greșit puțin, am spus atunci 30 de milioane de lei, era vorba de 30 de milioane de euro, suma în lei 67 de milioane de lei, aici plus TVA, da? Mai puțin de jumătate din suma de pornire la licitație, care spuneam că este 135. Deci este un preț convenabil pentru aceste lucrări. Firmele care au venit și au contestat, nu au contestat numai prețul, au venit și au contestat și experiența acestui constructor. Deși, așa cum am spus, în Craiova au fost destule lucrări făcute de această firmă. După ce s-au făcut aceste contestații, Primăria Craiova ce a făcut? A trimis la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor punctul său de vedere și de aici au început să stea așa în stand-by. Au tot așteptat pentru că licitația a fost blocată. În cele din urmă dosarul a ajuns la Curtea de Apel. Și aici s-a dat câștig de cauză. Deci am pornit în luna februarie, undeva prin luna octombrie. Deci, anului trecut. Da, anului trecut. Deci câteva luni aceste firme s-au războit în instanță. Iar din octombrie probabil nu s-au putut începe asfaltele pentru că a venit octombrie, toamna, ploile, frigul și așa mai departe. Da, și au lăsat pentru această primăvară și vară. Ce ar mai fi? Bine este că au început până la urmă aceste lucrări și dincolo de disconfortul din acest moment, pe termen mediu și lung vom avea la un bun sfârșit și cred că noi toți și mai ales conducătorii auto își doresc străzii, să zicem așa, cam palmă, adică să nu ne mai rupem mașinile, să nu mai avem probleme cu aceste gropi din asfalt. Probabil că așa se va și întâmpla, pentru că, așa cum am văzut în materialul pe care l-am difuzat în declarația dată de administratorul public al Craiovei, domnul Radu Preda, obiectivul acestor asfaltări este, de fapt, evitarea unor lucrări de plombare, de agropilor care ar putea apărea acolo pe viitor. Unde covorul asfaltic vechi nu a mai putut fi, nu s-au mai putut face acele plombe, nu se putea face altceva decât să se scoată vechiul asfalt și să se asfalteze de la un capăt la altul strada. Da.
Va rămâne să vedem când se vor termina aceste lucrări de asfaltare. Sperăm să se termine cât mai repede, pentru că disconfortul creat care a venit. Sperăm că se termine și așa, iarăși cum spuneau reprezentanții primăriei, că vor ajunge și în cartierele mărginașe, în toate zonele Craiovei, pentru că multe străzi sunt făcute praf la acest moment. Este bine că s-a întâmplat și acest acord cadru, chiar dacă a venit cu întârziere, pentru că la un moment dat ajunseseră cei din administrația locală, nu știu cu cine s-au făcut lucrările, poate cu RADPFL-ul, să pună în acele gropi din asfalt dale din beton sau piatră cubică. De criză, de compromis, care deci nu era n-a fost bună nimic deloc. La o săptămână erau gropile la loc. Deci tot te trezeai... Da. Maria, pentru că trebuie să încheiem, aș vrea să te întreb dacă ești de acord cu mine că o concluzie a acestei emisiuni este chiar declarația domnului Radu Preda că, din fericire, Craiova este un mare șantier în acest moment. Da, este bine și pentru toate aceste modernizări care se întâmplă în orașul nostru, fie că ne plac, fie că nu ne plac, că ne mai deranjează la un moment dat, dar trebuie să suferim final și noi pentru... Pentru a avea străzi decente, da. Cel puțin decente. Da. Da. Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară în emisiune. Și eu mulțumesc. Dragile spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu sunt Oana Olaru, vă aștept și data viitoare la subiectul zilei. O seară frumoasă!